Meseria de croitor este una foarte solicitată în Republica Moldova. Agenția pentru ocuparea forței de muncă în fiecare an oferă tot mai multe locuri vacante, anume în acest domeniu. Din acest motiv, Școala Profesională din Florești a organizat o activitate prin care tinerele discipole ale instituției și-au arătat măestria, dar și-au demonstrat cât de importantă este această profesie. Mi-am ales meseria de cusător, fiindcă este o meserie foarte întrebată, că pe câmpul muncii poți să te aranjezi ușor. Deci îmi place foarte mult această meserie, de aceea și poate și-am ales-o. Doream de mult asta, chiar să știu cum se confecționează o haină, cum să o croiesc, cum se modelează frumusețea, chiar este frumos pentru noi. Rezultatul muncii unui croitor poate fi văzut imediat după finalizarea lucrării, iar dacă în procesul de lucru au fost aplicate toate cunoștințele dobândite, imaginația și creativitatea, rezultatul va depăși toate așteptările. Acest lucru a putut fi observat atunci când participanții la întâlnire au demonstrat modelele lor proprii de haine. Să le recomand, adică, această meserie, fiindcă este o meserie foarte bună, este interesantă, multe meșteșuguri, înveți multe lucruri noi, deci vă recomand această meserie, fiindcă este interesant doar atât. Aș dori să le urez chiar să vină la Școala Profesională Florești, este foarte interesant, utilajul este foarte performant, profesorii sunt foarte buni, înțelegători și chiar ne urează multe în viață, ne deschid ochii. Fiecare student ce absolvă o instituție de învățământ urmărește scopul de a se angaja cât mai curând în câmpul muncii. Cu profesia de croitor, asta nu e deloc complicat, consideră Iulia Arhirii. Acum foarte multe locuri de muncă sunt anume la cusături și moda este permanent în dezvoltare, de aceea noi avem nevoie zilnic de aceste haine și cred că și această meserie este foarte importantă pentru noi. Dacă cineva dintre absolvenți se întreabă unde ar putea să-și urmeze studiile, atunci administrația Școlii Profesionale Florești vine cu un răspuns. O meserie de cusător trebuie promovată numai decât, pentru că este o meserie cotată pe piața muncii, atât la noi în țară, cât și peste hotare. Este dezvoltat un parteneriat între firmele moldo-italiene, străine, deci e nevoie ca fetele noastre să fie pregătite, pentru că ele mai apoi ușor se încadrează în câmpul muncii. În cadrul evenimentului au fost prezentate și unele numere artistice. Pentru toți oaspeții din sală a fost organizat un șir de concursuri distractive.